Doroteea, capitolul 9. Autor: Marjorie Buckingham. Dori pășea grăbit la stația de autobuz. Acum venise rândul Patriciei la un sfârșit de săptămână plin de însemnătate. Pentru prima oară de la accident, Dori putu să părăsească din nou casa. Odihna fără voie făcuse bine piciorului ei. Ea putea din nou să umble fără să șchiopăteze. Nu trebuie să-și aștepte prea mult prietena. De-abia ajunsese la stație că a și venit autobusul. Patricia și Dori nu se mai văzuseră de câteva timp. Chiar de la acel memorabil sfârșit de săptămână, și astfel erau multe de povestit. O luară agale spre casă, braț la braț. Dori nu prea se grăbea să ajungă acasă cu prietena ei. La drept vorbind, îi era cam teamă de proba de foc care se afla înaintea ei. Unde ar fi putut, i-ar fi amânat sosirea până la ceaiul de la ora 5. Patricia nu înțelegea deloc îngrijorarea prietenei ei, ba părea chiar să se bucure în mod deosebit de acest sfârșit de săptămână. O să fie fantastic, Dori, zise ea nerăbdătoare. Nu te aștepta la prea multe. Acum e rândul tău, Patricia. Patricia nu putea decât să râdă de atâta gravitate. Ce vrei să zici? Ei bine, au aflat totul despre chestia cu picnicul și sunt sigură că tati o să te descoasă și o să-ți spună părerea pe șleau. Așa e el. Chipzuiește totul foarte precis. Totuși, Patricia părea amuzată. O să fie amuzant, Dori. O experiență cu totul nouă pentru mine. Dori făcu o strâmbătură. Tare frumoasă o să fie noua ta experiență. Încă nu-mi cunoști familia. Familia aia a ta, așa de groaznică! Patricia strânse prietenește brațul lui Dori. Acum chiar m-ai făcut curioasă, mor de curiozitate. Deși trebuie să-ți spun că tatăl tău a fost foarte drăguț cu mine la telefon. Oh, da, recunoscu Dori zâmbind. Tati este drăguț, de asta nu duce lipsa. Atunci, de ce anume duce lipsă? Înainte ca Dori să poată răspunde, cineva o ajunse din urmă și o bătu pe umăr. Hello, Doroteea! Strigă o voce familiară. Ea se întoarse și îl văzu pe Paul, care li se alătură zâmbind prietenește, cu un teanc de cărți sub braț. Oh, hello, Paul! Răspunse ea, nu prea încântată. Vii cu noi acasă? Da, zise el cu căldură. Azi am venit ceva mai târziu ca de obicei. El se adresă zâmbind Patriciei. Pot să-ți iau valiza? Precis că este prea grea pentru tine. Patricia era foarte surprinsă. Nu se așteptase la atâta politețe. Mulțumesc mult, zise ea zâmbind și-i dădu lui Paul valiza. Ei, Dori, nu vrei să ne faci cunoștință? Continuă el și se uită cam mustrător spre sora lui. Oh, da, îmi pare rău,
zise Dori, nu prea afectuos. Patricia, el este fratele meu, Paul. Paul, ea este prietena mea, Patricia Dyson. Mă bucur să te cunosc, Patricia. Paul zise aceste cuvinte pe un ton cald. Ne-am bucurat cu toții la gândul acestui sfârșit de săptămână. Și eu, zise Patricia gânditoare. Dori nu mai adăugă nimic. Plecară în tăcere mai departe, în timp ce Patricia socotea ceva în gând. Trebuie că era fratele care voia să devină pastor. Precis că odată o să fie un pastor bun, gândia. Vocea lui era așa de plăcută și simpatică. Și părea să fie complet altfel decât toți băieții pe care îi cunoscuseră până atunci. Uite că am ajuns. Paul deschise marea poartă de lemn a grădinii și așteptă să intre fetele. Bine ai venit la Carmel! Oh, asta e casa voastră, Dori! Ochii Patriciei străluciră plini de interes. Da, recunosc Dori ursuză. Sigur că nici pe departe nu se compară cu a voastră. Dar mie mi se pare că este minunat aici, explică Patricia, care era copleșită de frumusețea austeră a acestei case vechi și cenușii, cu grădina ei sălbatică de modă veche. Crezi cu adevărat, Patricia? Dori îi zâmbi recunoscătoare prietenei ei. Patricia era totuși o fată bună. Uitați, acolo este și tati, zise Paul și le conduse pe aleea grădinii. Lucrează în grădină ca totdeauna. Domnul Marmon le văzuse deja și veni peste peluză în întâmpinarea lor. Mă bucur foarte mult că ai venit, Patricia, zise el sincer, când îi strânse mâna în semn de salut. Prietenele fiicei noastre sunt totdeauna binevenite. Este foarte drăguț din partea dumneavoastră, domnule Marmon. Mulțumesc! Aceste cuvinte simple, liniștite, ochii săi prietenoși și strângerea de mână plină de căldură ușurară trecerea peste stânjeneala începutului. Tatăl lui Dori era într-adevăr cu totul altfel decât și-l imaginase. Sper că o să mă scuzați, continuă el, în timp ce se uita la cismele mari și la costumul albastru de lucru. Dar sunt atâtea de făcut în grădină, încât nu pot scăpa ocazia din această după amiază. Dori își lua prietena de braț și spuse: Haide, Patricia, Paul ți-a dus valiza înăuntru. Precis că mama ne așteaptă. Patricia nu se lăsă rugată de două ori. Primele ei impresii despre familia Marmon era o surpriză plăcută și, ca urmare, era foarte dornică să o cunoască și pe mama lui Dori. Aici suntem, mami! Strigă Dori după ce intră cu Patricia în hol. Doamna Marmon se grăbea deja în întâmpinarea lor. Șorțul imprimat cu flori îi dădea o înfățișare casnică. Bluza proaspăt călcată de sub șorț se potrivea bine cu el. Ce bine că ai venit, Patricia! Zise ea și îi dădu un sărut matern și călduros pe obraz. Tocmai băgam în cuptor ultima tavă cu prăjituri, dar vă fac imediat un ceai.
Dezbrăcați-vă mai întâi. Dori, te rog, du-te cu Patricia până sus și apoi coborâți imediat când sunteți gata. Perspectiva unei cești cu ceai în bucătăria doamnei Marmon, din care venea un miros ademenitor de prăjitură la cuptor, îi convenea de minune Patriciei. Oh, ce bine! Strigă ea veselă. În camera Doroteei fusese pus un al doilea pat pentru Patricia, dar tot dădea impresia de spațiu mare și aerisit. Tavanul înalt făcea camera atât de spațioasă, încât chiar și mobila grea și veche din lemn de stejar părea neînsemnată. Patricia trase adânc aer în piept. Aceasta este camera ta, Dori? Da, zise ea și se gândi la camera aranjată modern a Patriciei. Cred că n-ar mai arăta chiar așa rău dacă aș avea mobilă nouă în ea. Nici vorbă, Dori, strigă Patricia repede. Mobila modernă ar reuși doar să strice impresia. Așa cum este, arată minunat. Dar Dori doar dădu din umeri. N-ai zice mulțumesc dacă ar trebui să trăiești aici, zise ea oftând. Patricia se duse la fereastră și se uita afară. Pomii din grădină arătau golași pe fundalul strălucitor de iasomii galbene care atârnau în ghirlande pe spalier și pe gard. În timp ce privea așa, descoperi un măcăleandru care zbura vioi din ramură în ramură, se odihni puțin pe o creangă din apropierea ferestrei și începu să cânte o melodie drăguță. Oh, ce frumos! Murmură ea. Apoi se întoarse din nou către prietena ei. Știi, Dori, aici este, cum să zic, așa de liniștit. Dori râse. Da, ai dreptate, Patricia. Dar aș vrea să spun că pentru mine este puțin cam prea liniștit. Puțin cam prea plictisitor. Pe fața Patriciei Dawson se arătă o expresie neobișnuită de îngândurată. Ei bine, poți să crezi sau nu, Dori, dar așa cum îmi pare acum, cu siguranță că mi-ar plăcea foarte mult să locuiesc aici. N-aș avea nimic împotrivă să fac schimb cu tine, răspunse Dori repede, dar curând o să-ți pară rău. Patricia era tot adâncită în gânduri atunci când se întoarse de la fereastră și se duse din nou la patul care îi fusese pregătit pentru acest sfârșit de săptămână. Nu știu, Dori, sunt sigură, zise ea visătoare. O singură seară o să-ți fie de ajuns, o avertiză Dori răspicat. Cu toate acestea, faptul că prietena ei, după cât se părea, simțea mai multă simpatie pentru familia ei decât pentru ea însăși, nu scosese din sărite. Așteaptă numai până ce începe tata cu rugăciunea familială. Rugăciune? Patricia se uită consternată la ea. Ce vrei să zici cu asta? În ochii Doroteei se arătă un licor de satisfacție. În sfârșit, reușise să-și trezească musafira din visare. În fond, de ce nu? Dacă Patricia era atât de fascinată și vrăjită de casă, atunci trebuia să fie atentă să nu-și piardă aliata de bază în lupta pentru libertate
și independență. Era deja destul de rău să suporte familia, dar ca aceasta să o câștige acum și pe Patricia de partea ei, mai așteaptă puțin. Mai întâi o să mergem jos. Precis că mama ne așteaptă deja cu ceaiul. Valiza Patriciei era tot acolo unde o lăsaseră. Pentru moment uitaseră de ea, dar ele se ridicară și ieșiră pe ușă. Patricia savură ceaiul și prăjitura. Părea să-și fi propus ca să se bucure de orice lucru în acest sfârșit de săptămână. Îi făcu plăcere să stea de vorbă cu doamna Mormon la ceaiul de după amiază și insistă apoi să șteargă vesela. Se simți bine șezând afară la soare în fotoliul mare de nuiele și vorbind cu prietena ei despre tot ceea ce se întâmplase în ultima săptămână. Și găsi că este minunat să se plimbe prin grădină și să-l asculte pe Paul, care îi povestea câte toate despre pomii și plantele din grădină. Când apăru apoi Daniel, un tânăr înalt, zvelt, sportiv, îmbrăcat cu pantalonie din flanelă și pulover, se bucură să afle tot ceea ce făcuse el cu tinerele lui talente promițătoare. Când sosiră în fine Miriam cu Robert, care fusese invitați în mod special cu această ocazie, împreună cu bebelușul lor, se jucă încântată cu fetița. Se simțea ca acasă, probabil pentru că o tratau ca pe o cunoștință veche. Când veni timpul cinei, ea își pierduse toată sfiala și orice sentiment de rezervă. Locul ei era între Paul și Daniel. Niciodată nu fusese atât de bine și de drăguț servită la masă. Amândoi îi ghiceau toate dorințele. Aceasta era o experiență cu totul nouă pentru Patricia și ea o prețui la valoarea ei. La ea acasă, fiecare se gândea cum să fie servit de ceilalți. Eventual, o puneau pe Silvia, mezina, să-i servească. Dar Silvia, la rândul ei, nu făcea lucrul acesta fără murmur și împotrivire. Aici însă totul era altfel. În timp ce sorbea câte puțină din a doua ceașcă de ceai pe care i-o turnase Daniel, pe când se ridicase în picioare ca să umple și ceașca mamei lui, ea încercă să prelucreze aceste noi impresii și să ajungă la un rezultat cât de cât clar. De unde provenea, de fapt, deosebirea dintre familia ei și aceasta? Oare casa să fie? Da, casa era complet diferită. Dar deosebirea pe care încerca să-și o explice nu era legată oarecum de casă. În orice caz, așa simțea ea. E ceva care îi vorbea inimii și care îi dădea în același timp sentimentul că trebuia să fie tare frumos, să locuiască aici pentru totdeauna. Oare ce era? Oamenii? Da, domnul și doamna Mormon erau cu totul altfel decât părinții ei. Nu exista comparație între ei. Părinții lui Dori erau mult mai în vârstă. Poate că aici era secretul. Dar domnul și doamna Watson, sau Miriam și Robert, cum voiau să le zică ea, nu erau în vârstă și cu toate acestea erau și ei foarte deosebiți. La fel și frații lui Dori, Paul și Daniel. Ea cunoștea o mulțime de tineri,
dar pe nimeni care să fie ca Paul sau Daniel Marman. Desigur, Paul voia să devină pastor și atunci trebuia să fie altfel decât ceilalți. De la el era de așteptat mai mult decât de la ceilalți tineri. Dar Daniel, îi plăcea foarte mult de Daniel. Ochii ei îi urmăreau toate mișcările atunci când turna ceai fiecăruia. Tare ar fi vrut să știe dacă avea vreo prietenă și dacă avea cum arăta ea. Nu putea să-și închipuie exact ce fel de fată s-ar potrivi cu el. Atunci el se uită dintr-o dată la ea, ca și cum ar fi știut că ea îl observase tot timpul, și ochii li se întâlniră. Sângele îi se urcă în obraj și ea lăsă încurcată ochii în jos. Nu voia ca el să afle cât de mult o interesa persoana lui. Așa că încercă să nu-i întâlnească privirea și ochii ei hoinăriră prin toată camera, până ce se opriră într-un loc pe care nu-l observase până acum. Erau niște cuvinte scrise cu litere mari și înrămate ca un tablou agățat deasupra căminului. Ea citi cuvintele și simți dintr-o dată că descoperise în sfârșit secretul acestei familii, deși nu putea decât să presupună în mod aproximativ ce însemnau ele. Hristos este capul acestei case. Oaspetele nevăzut la fiecare masă. Ascultătorul tăcut al fiecărei discuții. Ochii Patriciei se îndreptau tot mereu întrebători spre aceste cuvinte de pe perete. Lui Dori nu-i fu deloc greu să-și întrețină prietena în mod plăcut, căci după mâncare, fiecare veni cu propuneri care mai de care mai bune. Dar cei doi băieți păreau să fie luat în această zi totul în mâini. Îți place să citești, Patricia? Întrebă Paul, arătând prin aceasta că era tema lui preferată. Mă tem că n-am citit prea multe cărți în viața mea. Recunoscuia. Cărțile tale nu vor interesa oricum prea mult pe Patricia, Paul, intervenitorii. El se ocupă totdeauna numai cu lucruri dificile, adăugă ea. Asta nu se poate spune, fu de părere Daniel. Eu găsesc totdeauna ceva potrivit de citit. Da, Daniel, atunci când citești. Dar de cele mai multe ori meșterești la instalația ta de emisie. Îl tachină sora lui. Fața lui Daniel se lumina. Ai avea chef să vezi instalația mea de radio emisie? Este în bârlogul meu, în cartierul meu general de afară. Oh, cu mare plăcere, zise Patricia cu ardoare. Bine, atunci hai cu mine. El îi arătă drumul și ea îl urmă. Cunoștințele ei despre radio amatorism se limitau la emisiunile de șlagăre și la cele distractive, ca urmare fu luată prin surprindere când se găsi în fața unei îngrămădiri uimitoare de aparate electrice. Mi se pare că ești un radio amator, Daniel, sau cam așa ceva, nu? Întrebă ea oarecum timid. Daniel râse. Ăsta nu-i decât un hobby de-al meu. Știi, Patricia, cu acest aparat pot să ascult emisiuni din toată lumea. Chiar așa? Se miră ea molipsită de entuziasmul lui.
Da, continuă el, merge bine. Cu toate acestea mă interesează mai mult emisia decât recepția. În felul acesta sunt atâtea posibilități în lucrarea de misiune. Ah, Patricia era foarte dezamăgită. Atunci și tu vrei să te faci pastor? Daniel clătină din cap. Nu, nu mă simt chemat la aceasta. Pentru moment, sunt student la biologie, dar acum încă nu știu ce lucrare va avea cândva Dumnezeu pentru mine. Desigur că mă interesează lucrarea misionară, adăugă el. Da, într-adevăr. Patriciei îi se părea că îi fugea pământul de sub picioare. Dar Daniel nu observă nimic din dezamăgirea ei și continuă plină de entuziasm. Fac parte dintre mai mulți tineri care se străduiesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajungă cu Evanghelia în toată lumea. Hai, vino, Patricia! Este prea rece afară! Îi întrerupse Dori. Hai în sufragerie lângă cămin! Daniel se scuză și el. Da, Patricia, aici este prea rece pentru tine. Nici nu m-am gândit la asta. Niciodată nu mă gândesc la altceva atunci când sunt lângă aparatele mele. Nu face nimic, Daniel, îl asigură Patricia. Și eu am fost atrasă de aparatul tău încât nici nu mi-am dat seama că s-a făcut rece. Este într-adevăr foarte rece. Du-te înăuntru cu Dorei. Altădată o să-ți arăt mai multe. E în ordine, Daniel, dar ai promis, să știi. Zise Patricia râzând, în timp ce ieșea afară cu prietena ei. Restul membrilor familiei erau ocupați cu alte munci necesare, astfel că fetele stătură câteva clipe singure în fața căminului. Nu-i așa că Daniel este un băiat drăguț? Șopti Patricia. Da, este un tip de milioane, în cuvință Dori. Pot să-mi închipui că este foarte iubit de fete. Începu din nou Patricia. Ce? Daniel? Dori râse. Ăsta se uită numai la o fată care ține într-o mână Biblia, iar în cealaltă o carte de cântări. Mă tem că nu prea ești tipul lui, Patricia. Adăugă ea ironic. Patricia oftă. Da, așa cred și eu, zise ea descurajată. Dori se apropie spre ea și o lovi prietenește. Ei, Patricia, ce s-a întâmplat cu tine? Își tachină ea prietena. Nu mai semeni cu vesela Patricia de altă dată. Patricia tresări. Am meditat puțin, Dori. Asta-i tot. Ei, hai, puțin să-ți pese de toți ceilalți, zise Dori dintr-o dată. Patricia trase adânc aer în piept. Da, Dori, zise ea încet. Tocmai mă gândeam, ce bine e de tine. De cine? De mine? Gâfâi Dori încremenită. Cum așa? Cum ai ajuns la concluzia asta? Patricia era serioasă și meditativă. Cred că e tare bine de tine că ai un asemenea cămin. Chiar așa cred, Dori. Și mie mi-e place, răspunse Dori nemulțumită. Dar tu mi-ai povestit tot timpul că
Da, Dori. Recunosc-o, Patricia. Dar uite de unde știu eu. Nu-și putu sfârși propoziția, căci tocmai intra cineva. Iar la scurt timp după aceea, ședeau cu toții confortabil în jurul căminului. Seara trecu repede, deși era cea mai ciudată seară pe care o trăise Patricia vreodată. Ce plictisitor și neinteresant o să sune în urechile prietenilor ei când o să le povestească vizita. Și totuși, trebuia să mărturisească faptul că îi plăcea cu adevărat. O vreme, doar șezură și discutară în fața căldurii plăcute care venea din cămin. Iar schimbul prietenesc de păreri și puncte de vedere se dovedi a fi foarte interesant și instructiv. Pe Patricia o izbi un lucru deosebit în legătură cu familia Marmon. Ei discutau fără să se certe. Așa ceva nu exista niciodată acasă la ea. Chiar dacă cei din familia Dyson stăteau împreună doar 5 minute, puteai fi sigur că se vor certa în legătură cu vreun lucru. Probabil că aceasta era o explicație pentru faptul că acasă la ea nu cunoșteau o asemenea sociabilitate. Apoi cineva propuse muzică. Se adunară cu toți în jurul pianului. La ea acasă nu exista pian, căci pianele nu mai erau de mult la modă. Dar Patriciei îi plăcea muzica bună și în timp ce asculta vrăjită armonia minunată a sunetelor pianului și a vocilor, se gândi că pianul posedă propria lui personalitate. Sau, de fină era, oare personalitatea celor care cântau la el? Pe când medita ea la toate acestea, lui Daniel îi veni o idee bună. El aduse înăuntru o parte a aparatului său de emisie și toți ascultară încordați cum transmitea o stație misionară pe unde scurte Tatăl nostru în multe limbi. Daniel putea să spună imediat ce limbă era și astfel totul fu și mai interesant. Firește că Patricia nu putu recunoaște decât versiunea din limba ei maternă, căci avea atât de puține cunoștințe despre lucrurile religioase. După un ceai fierbinte și după plăcinta cu prune, se făcu tăcere. Patricia se întrebă ce anume va urma acum. Domnul Marmon luă Biblia de pe raft, iar Dori îi aruncă repede prietenei ei o privire triumfătoare. Deci acum venea. Ar trebui poate să-ți explic mai întâi, Patricia. Început domnul Marmon, adresându-se muzafirei, că noi obișnuim ca în fiecare seară să ne rugăm împreună. Uneori cântăm și câteva cântări, cum se nimerește. Dar totdeauna citim un pasaj scurt din Biblie și după aceea ne rugăm câteva clipe. Soția mea și cu mine facem același lucru de când ne-am căsătorit. Sper că nu te supără cu nimic lucrul acesta. Nu, sigur că nu, răspunse Patricia repede, dar dintr-o dată păru nervoasă și nesigură. Ce o să se întâmple acum? Deci, cu privire la lucrul acesta, o avertizase Dori. Ei bine, continuă domnul Marmon, adresându-se acum tuturor. Ce să citim în seara aceasta? În mod normal, luau o carte din Biblie și citeau în fiecare seară câte un capitol. Dar în ocazii speciale, domnul Marmon obișnuia să roage pe cineva să propună textul lui favorit. Miriam se anunță prima la cuvânt. Am putea citi ceea ce îmi place mie cel mai mult?
Știi care este pasajul? Odată trebuie să citim și pasajul meu favorit, interveni Daniel. Al tău e ușor de ghicit, Miriam. Capitolul 53 din Isaia. Tot timpul, numai asta vrei să auzi, Miriam, protestă Dori, aproape supărată. Altceva nu-ți trece prin minte? Miriam zâmbi radios. Acest capitol ne va rămâne mie și lui Robert totdeauna cel mai drag și mai ales versetul 5. Acest capitol ne era drag înainte de a ne cunoaște, căci amândoi ne-am convertit prin acest verset 5. Ciudat, nu-i așa? Adăugă ea și se adresă cu întrebarea ei Patriciei, pentru că toți ceilalți cunoșteau deja istoria. Da, răspunse Patricia aprobator, căci nu știa ce să spună altceva. Tati, citește atunci cel puțin versetul 5, dacă nu vrei să citești tot capitolul. Și astfel, domnul Marmon își deschise Biblia și încă înainte de a ajunge la pasajul respectiv, rosti cuvintele. Dar el este rănit din cauza faptelor noastre rele și zdrobit din cauza păcatului nostru. Pedeapsa se află asupra lui pentru ca noi să avem pace și prin rănile lui suntem noi vindecați. El se opri și spre uimirea tuturor, Patricia fu cea care vorbi. Patricia, care ascultase cu atenție fiecare cuvânt al versetului. Nici măcar n-am înțeles despre ce este vorba. Mărturisi ea și aruncă lui Miriam și lui Robert o privire întrebătoare. Miriam își dădu imediat seama de ocazie. Vreau să-ți spun, Patricia, cum s-a întâmplat că acest verset a dobândit o așa mare importanță pentru mine. Când eram mică și mergeam la studiul biblic, primeam totdeauna un mic premiu dacă puteam spune pe de rost un verset din Biblie. Acest verset făcea parte dintre cele pe care le știam încă de pe atunci. În plus, eu eram singura din grupa noastră care putea să spună pe de rost cuvintele dificile din acest text. Desigur că eram foarte mândră de lucrul acesta și repetam acest verset cu fiecare ocazie. Într-o zi, învățătorul de la studiul biblic mi-a zis: Miriam, o să schimb câteva cuvinte din acest verset și tu va trebui apoi să înveți versetul în această formă nouă. Dar el este rănit din cauza faptelor mele rele și zdrobit din cauza păcatului meu. Pedeapsa se află asupra lui pentru ca eu să am pace și prin rănile lui sunt eu vindecată. De atunci am început să spun versetul în felul acesta. Miriam făcu o pauză mică în relatarea ei, căci observă că ochii Patriciei erau ațintiți necontenit asupra ei. La început, mă gândeam, continuă ea zâmbind, că învățătorul se plictisise să tot audă versetul în forma lui veche. Dar curând am început să înțeleg ce deosebire uriașă este între faptele noastre rele și faptele mele rele. Versetul se referă la moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Așa am fost învățată. Și eu credeam că El a murit pentru păcatele noastre. Dar când mi-am dat seama că El a murit pentru păcatele mele, adică dacă n-ar mai fi existat pe pământ niciun alt păcătos, atunci ar fi murit numai pentru mine. Asta era cu totul altceva. M-am întors la el, adică
M-am convertit și l-am primit ca pe salvatorul și domnul sau stăpânul meu personal. Și eu am avut aceeași experiență, zise soțul ei, adresându-se Patriciei. Odată am ridicat din întâmplare de jos un semn de carte cu un verset biblic pe el, care căzuse într-o seară din cartea cuiva. De obicei nu citeam asemenea semne de carte, dar pe acesta stătea scris un verset din Isaia și acolo unde altfel stă cuvântul noastre, era lăsat un loc liber. Alături era invitația de a-și scrie fiecare numele în locul acela gol. Și pentru că nu aveam pe moment altceva mai bun de făcut, am luat pixul din buzunar și mi-am scris numele acolo, așa că am citit versetul în felul acesta. Dar el este rănit din cauza faptelor rele ale lui Robert Watson și zdrobit din cauza păcatului lui Robert Watson. Pedeapsa se află asupra lui pentru ca Robert Watson să aibă pace. Și prin rănile lui este Robert Watson vindecat. Apoi am pus în buzunar semnul de carte și în scurtă vreme am uitat de el. Și pe urmă ce s-a întâmplat? Întrebă Patricia, care era în mod vădit interesată de urmarea istoriei. L-am luat iarăși în mână, atunci când căutam ceva în buzunar, și din pură curiozitate m-am uitat mai atent la el și l-am citit. Desigur, de data aceasta am citit, dar el este rănit din cauza faptelor rele ale lui Robert Watson. Și dintr-o dată s-a făcut lumină în mine. Am înțeles că Domnul Iisus Hristos a suferit moartea pe cruce în locul meu și a luat asupra sa pedeapsa pentru păcatele mele. Și tocmai în acea clipă îmi amintesc și acum foarte bine momentul. Am îngenunchiat și am mulțumit că și-a dat viața pentru mine. Acesta este motivul pentru care a devenit versetul meu preferat. Ah, zise Patricia, și pe fața ei se afla o expresie foarte ciudată. Domnul Marman întrerupse tăcerea, care urmă citind încă o dată versetul. Apoi sfârși meditația în familie, rostind o rugăciune scurtă, în care îi încredința pe toți grației și iubirii lui Dumnezeu. Se ridicară ca să se ducă la culcare și își spuseră reciproc noapte bună. Patricia era foarte tăcută atunci când părăsi sufrageria împreună cu Dori și urcă treptele spre camera lor. Dar când ajunse sus, se opri brusc și strică. Ah, mi-am uitat lucrul de mână lângă cămin. Mă duc repede să-l aduc. Bine, zise Dori, între timp fac paturile. Așa că Patricia se grăbi pe scară în jos, spre ușa sufrageriei, cum fusese lăsată deschisă. Ea bătu totuși șovăielnic și auzi imediat un intră. Doamna și domnul Marman erau singuri acolo. Doamna Marman strângea vesela care mai rămăsese pe masă, iar soțul ei stingea ultimele resturi de cărbune aprinși din cămin cu un clește vechi de alamă. El se întoarse spre ea atunci când intra. Ah, tu ești Patricia, zise el uimit. Ca uitucă, nu? Zise el făcând cu ochiul. Nu, de obicei nu, domnule Marman. Ea părea destul de emoționată. Mă tem că mă gândeam la altceva. Este acolo pe taburet, Patricia, zise doamna Marman,
Tocmai l-am ridicat de jos. Oh, vă mulțumesc mult! Patricia și luă lucrul de mână, dar părea că mai vrea să spună ceva așa cum stătea acolo și răsucea nervos firul de lână între degete. Mai este ceva, Patricia? Întrebă prietenos doamna Marmon. Oh, da! Izbucni ea. Eu voiam doar să vă zic că mi-e pare groaznic de rău pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimul sfârșit de săptămână. Mă refer la picnic. A fost numai vina mea. David Marmon clătină din cap. Nu, Patricia, eu n-aș spune lucrul acesta. Deși este foarte generos din partea ta că vrei să iei întreaga vina asupra ta. Dorotea își are partea ei de vină, adăugă doamna Marmon. Buzele Patriciei tremurau. Dar eu am făcut planul. A fost numai ideea mea ca ea să rămână acasă la mine și să se prefacă că ne-am dus la biserică. Dar Dorotea a fost de acord cu lucrul acesta, zise doamna Marmon oftând. Da, însă eu am convins-o să facem așa și mi-e pare rău. Ea se opri o clipă și își strânse pleoapele ca să nu dea drumul lacrimilor. Dintr-un motiv nelămurit, simțea nevoia să plângă. Putu să se rețină doar făcând un mare efort. Eu n-aș fi încercat niciodată să o conving pe Dori ca să vă înșele dacă aș fi știut ce cămin minunat are. Și n-o să mai fac niciodată lucrul acesta. Vă promit, dacă vreți să mă credeți. Sigur te credem, zise domnul Marmon cu vocea răgușită și îi luă mâna în a lui. Dumnezeu să te binecuvânteze, draga mea, șopti doamna Marmon și o îmbrățișă. Inima Patriciei era așa de plină că nu mai putu rosti niciun cuvânt. Cu un hohot de plâns, pe jumătate înăbușit, ea făcu stânga împrejur și ieși repede din sufragerie.